Așa cum am spus la început, vom rămâne în cadrul Evangheliei după Ioan, la capitolul 6, în același loc în care Mântuitorul nostru a ținut acea predică cutremurătoare care a produs o foarte dureroasă cernere între ucenicii lui și unii dintre ei l-au părăsit. Nu se știe câți au fost cei care au plecat, dar nu se prevede nicăieri că vreunul s-a mai întors vreodată. Foarte adesea, când ceva rău merge într-o biserică sau într-o familie, oamenii arată cu degetul spre pastor sau spre părinții în familia respectivă. Dar cunosc o familie în care s-a întâmplat ceva rău de tot și al cărui tată este Dumnezeu. Și nu știu cine ar fi putut să arate vreodată cu degetul spre acest tată, spunând că din vina lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și cunosc o biserică al cărui pastor era însuși Dumnezeu, Biserica Îngerilor, dintre care o bună parte a fost dezafectați, au fost dezamăgiți, au întors spatele și au plecat și nu cred că a fost din vina pastorului bisericii acesteia. Aici însă descoperim ceea ce poate să se întâmple în fiecare viață de om. Pentru că tot ce a fost scris în Scriptură a fost scris pentru învățătura noastră. Nu este nimic în Biblie pe care să vreau să-l aplic vecinului meu și care nu are asupra mea nimic de spus. Eram la Loma Linda și a venit un predicator, a ținut o predică acolo cum a fost și s-a încheiat predica aceea. Lângă noi au stat două persoane în vârstă care au dormit like a log, zic americanii. Ca un buștean au dormit o oră, o oră jumătate. Foarte bine. Mă bucură că s-au odihnit. Nu e niciun fel de problemă. Nu este. Bine că s-au odihnit. Îi stă mai urât unui om să vedeți când cine încearcă să stea treaz. Ce urât să strâmbă, cum să-i chinuie în atare. Eu știți ce fac ca să stau treaz când simt că mă ia somnul la biserică? Mă uit la unul care se luptă cu somnul și când văd cât e de urât, îmi sare somnul imediat și sunt foarte atent. Dar m-am uitat la bătrânii aceștia care au dormit buștean tot timpul ăsta și când s-a terminat predica, au deschis ochii imediat când s-a terminat predica, foarte vioi amândoi, odihniți bine, și se uită unul la altul și zice, băi, dar le-a zis o bă, frate. Zis-o la ăștia, brasul ăsta de aia, zic, mamă, ce este. Am zâmbit cu soția mea și soția zice, vezi, când te aud pe tine povestind de astea uneori, mă gândesc, mă, s-o fi întâmplat așa sau nu știu, dar acum uite, am văzut chiar ce s-a întâmplat. Nu este nimic în Biblie care să zică, să-i o zică lucru tare sau să-i zică lucru tare. Și nu pot să aduc înainte altuia un cuvânt care nu l-am mai întâi pentru inima mea. Aici s-a petrecut ceva care ne poate paște pe fiecare dintre noi. Care a fost motivul pentru care Adolf Hitler a dus la o moarte atât de cumplită milioane de oameni? Și a lăsat o pată în istorie, nu pentru națiunea germană, ci pentru umanitate. Omul ca ființă să facă așa ceva. Între animale nu se întâlnește așa ceva, nicăieri. A lăsat o pată în istoria umanității. Dar știți de ce a făcut omul acesta așa ceva? Cine poate să-mi spună? Please. Da, e adevărat, era un nefericit și multă lume e în aceeași situație și citeam de unde zic că răul din tine îl vezi reflectat în cel din fața ta și începi să-l faci pe ăsta. Dar de fapt este proiecția a ce este în inima ta. Dar cine știe cum a numit el acțiunea aceasta de ardere a milioane și milioane de oameni, trenuri nesfârșite de oameni arse pe parcursul multor ani? Cine știe cum a numit el această acțiune? Soluția finală. Soluția finală. Mulțumesc, Pat. Soluția finală. Satana i-a convins mintea că aceasta este soluția finală. Ce ne-a convins mintea diavolului acestor oameni care au ascultat predica aceasta lui Iisus? Sau prima care i s-a întâmplat ceva în viață, să zicem. Odios, cross, nu suportă legea omenească sau de poveste aceasta. Ce îl convinge diavolul sau ce îl convinge pe ființa aceea, Satana?
Când omul acela, când diavolul apelează la el să întoarcă spatele lui Dumnezeu și să se ducă în lumea lui, ce îi spune diavolul omului acela că este aceasta? Ultima soluție. Îi spune că este ultima soluție. Și foarte adesea, oameni care nu erau la ultima soluție, au gândit că este ultima soluție. Și aceasta a produs două feluri de victime. A produs ucigași, a gândit că e ultima soluție. Au ridicat cuțitul și a dat. Ultima soluție. Așa i-a spus diavolul. Nu mai există altă soluție. Ultima soluție. Doi. Aceasta a făcut să pornească război împotriva altor țări. Au curs râuri de sânge. Și aceasta a produs sinucigași. Pentru că diavolul le-a spus, este ultima soluție. Și unul a luat ștream și ultima soluție. Am vizitat o doamnă în București. O familie, de fapt erau două surori care locuiau în apartament acolo. Și în timpul unei evanghelizări pe care am avut-o, în care am văzut un băiat ars de viu, și pe care l-am reîntâlnit după... Am mers în spital, ne-am rugat pentru el și l-am reîntâlnit după mult timp. Inimaginabil. Tot în perioada aceea am mers în vizită la, această, la acest apartament. Și acolo erau două surori. Am două răbune creștine. Dar una dintre ele mi-a spus, zice... sora ei mi-a spus, zice, uite, ea este scoasă ca din foc. Sora asta mea. Dar zic, pe undeva, toți suntem scoși ca din foc. Acesta este adevărul. Dar zice, știți ce i s-a întâmplat sorei mele? Și sora mea ne-a povestit. Deci am fost aici, în casa asta, bolnavă mult timp. Și la un moment dat m-a vizitat satana însuși. Și mi-a spus, nu vezi cât de crud e Dumnezeu? Nu vezi că nu-i pasă? De câte ani te rugi tu? M-a rugat toată viața, a spus el. Tu nu vezi că nu se uită la tine? Tu nu vezi că Dumnezeu nu are milă? Și a spus, mie mi-e milă de tine. Mie îmi pare rău că suferi în felul ăsta. Nu există decât o singură soluție. De când te rogi tu la Dumnezeu să mori? Și uite, nu rea. Frate, nu zice ceva. Ia-s foara aceea și vină cu mine. Trebuie să pui capăt la suferința asta. Ajunge. Nu există altă ieșire. Și mi-a spus, dânsa, am luat foara aceea, m-am dus în bucătărie, am urcat pe scaun, am agățat toate acolo. De unde? Și mi-a spus, zice, nici n-am știut cum se face așa ceva. Dar atunci parcă mergeau mâinile repede și n-am mă grăbea. Repede, repede, repede. Da. Și când am vrut să închei cu totul, atunci a izbunit sora mea. A venit sora mea, a venit prin bucătărie și m-a prins chiar în momentul acela. E soluția finală. I-a spus diavolul. Și am spus, slăvit să fie Dumnezeu, El ți-a arătat că soluția finală era alta. Acum ai găsit soluția finală, când te-ai întors la Dumnezeu din toată. Aceasta este soluția finală. Și aceasta este finală nu numai pentru timp, dar și pentru veșnicie. Oamenii aceștia au fost convinși că, într-adevăr, aceasta este soluția finală. De aceea au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Citim aceste cuvinte pentru că nu va fi absolut nimeni scutit de a ajunge într-o situație de așa fel încât va părea fără ieșire. Fără ieșire. Atunci, e vremea ca Duhul Sfânt să ne aducă aminte ce am învățat astăzi și ce am învățat din capitolul acesta, că aceasta nu este ultima soluție, ci că Dumnezeu are o altă soluție și aceea este, El este soluția finală. El este răspunsul. El este acela care poate să cuprindă și care poate să rezolve ceea ce mintea noastră blocată nu mai poate să conceapă. Dar Dumnezeu are răspunsul pentru aceasta. Nu știu câți ați văzut, dar dacă după ce mergem de aici, intrați online, este un pictor mare, Moritz Rich, german. Intrați online și vedeți pictura lui, jucătorul de șah, se numește. Și în pictura aceasta,
Este o tablă de șac și Satana joacă șac cu un tânăr. Ceasul arată după miezul nopții, e trecut de miezul nopții, și arată pe Satana când a dat șac mat pe tânărul acesta, care și-a închipuit că poate juca șac cu diavolul și îl va birui. Satana este foarte fericit când cineva crede că poate juca șac cu el. Adevărata biruință nu este să-l biruiești pe Satana la șah. Care este biruința adevărată? Să nu joci șah cu el. Notați ce mulțumesc. Aceasta este biruința. Dar tabloul este extrem de impresionant. Vă rog să intrați online și să-l vedeți. Este celebru. În postura aceasta o să vedeți chipul acelui tânăr pur și simplu transfigurat. Atunci se trezește la realitate și își dă seama cu cine a jucat șah. Și își dă seama că cu diavolul nu este de jucat șah. Știți ce se întâmplă cu oamenii care se droghează? Sau cu cei care merg în diferite păcate cultivate pe pământul acesta? Psihologia a studiat și a căutat răspuns cum de mor oamenii aceștia de drog, cum de iau drog când ei știu că vor muri. Știu precis drogul ăsta duce acolo. Și s-a demonstrat că, de fapt, este o simplă idee în capul celui care ia drogul. El evalua drogul tot mai mult să vadă cât de mult se poate el apropia de moarte fără să moară. Aceasta îi spune diavolul. Cât de mult te poți... Și se apropie până când într-o zi ca și un magnet plici. Da. Biblia spune că cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Cu păcatul nu-i de glumă. Nu-i de glumit să spui vorbe cu două înțelesuri unei doamne sau unui domn. Nu e de glumit să pui mâna acolo unde nu trebuie, unde nu se cuvine. Nu este de glumit să cultivi gânduri de felul acesta în mintea ta, nici măcar să te joci văzând imagini de genul acesta. Nu este nici o glumă cu păcat. Este cum te-ai jucat cu niște otrăvă, cum te-ai jucat cu o armă, cum te-ai jucat cu un cuțit extrem de ascuțit. Ai să te joci mult timp, poate, și într-o zi s-a întâmplat. Aici, pe tabla de șah, piesele sunt așezate în așa fel, încât cei care cunosc șah își dau seama că tânărul acesta nu va ieși în vecii vecilor din poziția aceasta. Niciodată. E șah mat, dat de diavol. Diavolul l-a dus ușor, ușor pe un om, până când l-a dus într-o poziție de unde nu există ieșire. O familie care a trăit în perioada aceea și care a vizitat pe proprietarii tabloului acesta, ei au cumpărat tabloul de la Maurice Rich. Familia aceasta care i-a vizitat pe ei povestește că a fost acolo în timp ce serveau ceva și în vizită la acea familie a venit marele maestru de șah Murphy, care în vremea aceea era campionul lumii la șah. Și a venit în casa aceasta, invitat de această familie. Familia aceasta în vizită a scris mai târziu un articol în presa vremii și a spus că Murphy nu a salutat pe nimeni, nu a băut, nu a mâncat, nu a făcut absolut nimic în clipa când a văzut tabla de șac și pe diavolul dându-l mat pe tânărul acela. S-a apropiat de tabloul acesta, pur și simplu și-a îngropat privirile în tabloul acela și nu l-a mai scos nimeni de acolo. A rămas acolo, după descrierea lor, poate una sau două ore, cu mintea concentrată la maxim, la ceea ce era pe tabla de șac, la piesele acelea care erau acolo. Și spune această familie, după două ore, șahistul strigă din răzputeri. Tinere, nu te da bătut! Mai este o mișcare, mai este o mutare. Poți să mai faci o singură mutare. Nu te da bătut! Mai este o mutare. Și într-adevăr s-a dovedit ceea ce n-au observat nimeni niciodată. Se pare că pictorul a pornit tocmai de la acest extraordinar secret descoperit lui de un mare șahist. Că mai era o mutare care era aproape imposibil de văzut. Absolut imposibil de văzut. Și marele maestru i-a spus, one more move, maestru, o mutare, nu te da bătut. Când Satana va veni și îți va spune că nu mai e nicio mutare de făcut și că e prea de tot și că trebuie să pleci, când îți va spune că nu mai e nicio mutare de făcut, nu-l crede. Mai este una. Mai este o mutare de făcut înspre Golgota. Înspre crucea Domnului Hristos. Oriunde va bloca Satana trecerea, dar drumul acesta nu poate fi niciodată blocat. Pe cel ce vine la mine, spune Mântuitorul, zice, stare!
Nu-l voi da afară. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Va putea Satana să blocheze orice căi în viața ta, dar calea ta către Domnul Hristos, calea ta către Cel ce a murit pentru tine, nu poate fi blocată nici de El și nici de tot iadul împreună. Fiindcă Biblia spune că Dumnezeu a deschis calea cea nouă și liberă. Diavolul nu are acces acolo. Nu mai e nicio mutare, spune diavolul. Nu mai e nicio speranță pentru tine. Totul este pierdut. Totul este depărtat. Nu-l crede. Mai e o mutare de făcut. Și fă mutarea aceea. Aceea este mutarea vieții. Aceea este soluția finală. Pentru aceea te-ai născut. Viața n-a avut niciun alt sens și altfel nu s-ar deosebi de animalelor care se nasc, se înmulțesc și mor. Dar pentru aceasta te-ai născut pe pământul acesta ca să ajungi să primești în inima ta și în viața ta pe cel care a murit pentru mântuirea ta. Mai este o mutare de făcut. Și mutarea aceasta nu ți-o poate răpi nimeni sub ceruri. Este sub protecția lui Dumnezeu. Satana va depune eforturi teribile să te convingă că nu mai ai nimic de făcut, că totul este irreversibil pierdut. Nu-l crede, don't believe him. Nu-l crede. Am întâlnit pe ex-președintele Conferinței Generale într-o împrejurare, pe Robert Falkenberg, pentru care m-am rugat în România. M-am rugat în România și am cerut de la Dumnezeu într-o împrejurare: Tată, te rog, dă-mi ocazia să fac un bine acestui om. Asta mi-a fost rugăciunea. La mine contează mult și are semnificația mea personală această rugăciune. Dă-mi ocazia să-i fac un bine acestui om. N-am știut cum aș putea eu, un zugrav din România, să ajung prin America să-i fac bine președintele Conferinței Generale. N-am știut așa ceva. Dar să știți că la Dumnezeu nu este nimic cu putință. Și pentru El, ceea ce nu li se pare mulți, nu e mare greutate. Așa se face că m-a adus Domnul, după ce m-a ocolit lumea, în postura să pot să fac un bine mare lui președinte. Și cât de mult am dorit acest lucru. S-a întâmplat doar pe coasta de vest Americi. Eram la un ambon și mi s-a cerut să țin 3 predici. Am spus că nu pot să rămân 3 zile pentru că eram în construcție la Biserica Română din Loma Linda. Și am spus, voi ține 3 predici dacă mi le puneți toate într-o singură zi și dacă mi le puneți toate dimineața ca să pot să zbor după amiază înapoi la treabă. Că frații fără mine se simt singuri și părăsiți. Așa că trebuie să mă întorc înapoi de greu. Și așa au făcut. Mi-au dat de la 8 la 12 dimineața. Și președintele nostru a trecut din sală către undeva, numai că s-a oprit o clipă pe un scaun și s-a oprit până la prânz. Acolo la prânz. După ce am încheiat, am mers și am dat mâna cu dânsul și cu soția mea lui. Era chiar atunci, după dureroasa suferință prin care trecea mea lui. Și am dat mâna și am spus pastor Falkenberg. Am un îndemn de la Dumnezeu să-ți spun că cele mai frumoase zile ale vieții tale nu sunt în urma ta, când ai fost președinte la Washington. Cele mai frumoase zile ale vieții tale sunt înainte, în față, de acum încolo. Dar știți că președinte este un om foarte înalt. Soția lui Anita îl ținea de braț. S-a uitat la mine și a zâmbit și a zis, zice, pastor, le-am spus și eu de multe ori la alții până acolo. Și am spus, nu, zic, insist. Acestea sunt cuvintele date pe la Domnul în rugăciune pentru tine personal. Și soția mea lui a tras ușor de mânică și a spus, Bob, accept it. Acceptă. Și dânsul a spus, mulțumesc. A trecut un timp. Și după aceea îl văd implicat în niște lucrări misionare de anvergură nemaipomenită. Acesta este unul dintre cei mai mari generali care, Robert Falkenberg, cei mai mari generali care au trăit printre noi și care sunt printre noi astăzi. Poate cel mai bun organizator care a fost vreodată la conducerea bisericii noastre. Și l-am văzut implicat în niște lucrări de anvergură extraordinară. Africa, India, Filipine, Asia, peste tot în lume. Și atunci am scris imediat un e-mail. Și am spus, cum rămâne cu cuvintele pe care ți le-a spus rogul tău când s-a întâlnit cu tine acolo la Washington? Și mi-a scris înapoi. Mărturisesc că n-am crezut nimic din ce mi-ai spus.
dar mărturisesc că toate acele cuvinte au fost așa de adevărate. Și mi-a scris, niciodată în viață n-am avut zile mai frumoase ca acestea pe care le trăiesc acum. Ai avut dreptate, a fost un cuvânt de la Dumnezeu, mi-a spus dânsul, sunt cele mai frumoase zile ale vieții mele, acestea sunt. Așadar, nu privi cu nostalgie înapoi, încercând să tot refaci ceva care nu se mai reface. Nu este înțelept. Uită ce este în urma ta, indiferent ce s-a pierdut în urma ta, marele bine sau marele frumos, uită ce este în urma ta și aruncă despre ce este înainte. Eram în Pennsylvania și mă întorceam de la lucru noaptea târziu. Ca să mă întorc înapoi la lucru tot pe noapte. Dar în drum către gazda unde dormeam, unde mă odihneam, am pornit radioul și tocmai în clipa când l-am pornit, care de asemenea nu este o întâmplare, Domnul te duce într-un loc să vezi ceva, te duce într-un loc să auzi ceva, Domnul este prezent în toate detaliile vieții tale posibile, în măsura în care îl chem în viața ta și dorește acest lucru și îți conduce pașii. Nu este o întâmplare. Nu mai e, George Miller a spus, nu mai e nimic întâmplător. Totul este providență din ziua când m-am predat lui Dumnezeu. Și am deschis radioul. Și tocmai atunci începuse să vorbească în cadrul unui interviu un pastor cu foarte, foarte cunoscută persoană în lumea teologică de pe coasta de est a Americii, care a avut un singur fiu și care a murit într-un cumplit ordeal, într-o suferință nemaipomenită, o boală de neimaginat, prin ce suferințe a trecut băiatul acela și a murit în final. Și îl întrebă pe pastor, cum ai putut să ții acea predică la moartea fiului tău? Cum ai putut să continui lucrarea ta cu mai multă vigoare? Ce s-a întâmplat cu tine? De obicei, spunea redactorul, o experiență de felul acesta lasă un om crippled, îl lasă paralizat, îl lasă bolnav, pur și simplu. Nu mai este cine a fost înainte. Și el a spus, zice, am văzut și zice, eu am trebuit să lucrez toată viața mea cu oamenii pe care a trebuit să-i recuperez din astfel de situații. Și am văzut unde este greșeala și nenorocirea. Noi avem o experiență frumoasă pe care Dumnezeu ne-a acordat-o. Sau cineva iubit stă lângă noi. Și vine o vreme când acest frumos sau bine nu mai este în viața noastră. Fie prin moarte, prin pierdere, printr-o nenorocire, nu știu cum, dar nu mai este acesta. Și atunci pastorul spunea, sau spunea cazul de persoane care și-au pierdut vederea și de alții care și-au pierdut abilitatea de a cânta, cu talent extraordinar, dar n-a mai putut să cânte și așa mai departe. A fost o vreme extraordinară în viața de frumoasă, dar cumva s-a încheiat frumusețea aceea. Și acum, spune el, avem două opțiuni. De obicei, ființa umană se întoarce înapoi și trăiește într-o nostalgie până moare. Așteaptă ca binele și frumosul acela să-i fie redat, să-i fie dat înapoi. Și așa trăiește o lungă moarte, de fapt. Este un lung serviciu funeral acesta. Să există o altă posibilitate, cea pe care o recomandă Scriptura. Când spune, uitând ce e în urma ta, aruncă-te spre ce este înaintea ta. Și a spus, zice, n-am avut decât să fac o întâlnire cu Dumnezeu în care să-i aduc mare mulțumiri că mi-a dat un așa dar. Un băiat ca băiatul acesta care a stat 17 sau 19 ani în viața mea. Și a spus, am spus cele mai frumoase cuvinte care puteam să le înalți de mulțumire. Ce dar mi-a făcut Dumnezeu. Și am spus, tu ai trimis băiatul acesta ca să mă echipeze și să mă pregătească pentru ce urmează în fața acum. Acum mi-ai luat darul acesta și a rămas în viața mea efectul prezenței lui. Dar spunea pastorul, n-am să mă întorc niciodată înapoi să cârtesc sau să murmur împotriva lui Dumnezeu pentru că mi-a luat ce a fost bun și frumos în viața mea. Am să-i mulțumesc că mi-a dat și că m-am pregătit pentru ceea ce este în continuare. Și a spus, vreau să trăiesc o astfel de viață, încât când voi întâlni pe Fiul meu la învierea dreptilor, când voi întâlni pe Fiul meu, aș vrea ca el să fie mândru de viața care Tatălui a trăit-o după ce Fiul lui n-a mai fost în viața. Oamenii aceștia au pierdut ceva. Au avut o admirație pentru Mântuitorul, care s-a dărâmat ca un castel din cărți de joc. Sau ca un castel de nisip. Într-o clipă s-a pierdut totul. Și-au spus, speranța noastră și
Planurile noastre și visurile noastre extraordinare, toate s-au prăbușit. Nota aceasta nu era numai a lor. Nu numai ei au fost dezamăgiți. Dezamăgiți au fost toți, absolut toți. Cei care mergeau pe calea către Emaus vorbeau plângători. Noi am crezut că, dar uite ce. Și mai mult ne mai și amărăște lumea asta. După ce că suntem așa de amărâți, acum ne mai și supără unii. S-a apucat unii de povești, zice că ar fi Dionis. Și ei erau ucenicii lui. Și ei ascultaseră predicile lui. Și ei îl recunoscuseră ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Unii dintre ei noștri zic că ar fi Dionis. Dar ei nu credeau. Dezamăgirea le orbise sufletul. Maria este acolo în cimitir, cu ochii plini de lacrimi, și ea crede că sfârșitul a avut loc. Ea a venit acolo să-și mai exprime ultima ei formă de dragoste. Cred că este cea mai înaltă formă de iubire pe care a exprimat-o, pe care o poate exprima o ființă omenească spre altă ființă omenească. Și am să vă spun de ce. Cât Mântuitorul era viu, printre oameni și făcea minuni și ținea predici extraordinare și ajuta pe unii și pe alții, este de înțeles și este logic ca cineva să fie admirat ființa Mântuitorului. Dar acum când El nu mai este, când trupul Lui este rece în mormânt, cine mai caută? Știu de ce ați venit aici, a zis Mântuitorul, către o mare grupă de oameni, pentru mine ați venit, pentru ce v-am dat, pentru pâinea care v-am dat, el și pește. Nu, de asta ați venit. Dar femeia aceasta îl caută fără niciun alt motiv. Nu așteaptă de la el nici predici, nici minuni, nici nimic. Sufletul ei simte nevoia ca încă o dată să-și reverse dragostea pentru acela care nu mai este. Ea crede că sfârșitul a avut loc. De aceea și spune, unde l-ai pus, Doamne, să mă duc să-l iau, Domnule grădinar? La care Mântuitorul o strigă pe nume, Maria. Auzi, Doamne, Tu ești Rabunii, Mântuitor, Învățător, Tu ești. Sunt lucruri și împrejurări în viață în care cineva va încerca să ne convingă pe noi că acesta este finalul, s-a terminat tot. Nu primiți acest lucru. Mai este o mișcare. O anul bun. Dumnezeu mare o mișcare pentru tine. Fă mișcarea aceea sfântă. Deschide-ți inima. Primește pe Domnul în inima ta. Întoarce-te, nu aștepta să simți, nu știu ce, senzații, să te ridici cineva pe sus, să plutești la tavan. Nu! Să ai vedenii, să ai minuni sau lucrări cu tine. Nu! Adevărata credință nu depinde de așa ceva. Adevărata credință ia cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost dat, îl pune la inimă și îl trăiește. Înaintea lui Dumnezeu nu se poate spune cuvântul acesta, nu mai este nicio mișcare de făcut. Atâta vreme cât omul este viu și atâta vreme cât în sufletul lui mai pulsează oricât de slabă dorința lui de a se întoarce la Dumnezeu. Așa a zis Domnul, am venit să nu zdrobesc trestia care s-a frânt și am venit să nu nimicesc acel scrum mic de la lumânare care încă mai fumegă puțin. Nu-l voi distruge. O fărâmă de viață, o ultima clipă. Mai este o mișcare de făcut. Aș vrea să ne oprim aici și să păstrăm acest gând. Nu să înainte de a împărtăși cu dumneavoastră, aș vrea să nu... Cineva mi-a zis să nu mai povestesc. Dar eu cred că dumneavoastră sunteți oameni maturi și eu cred că o să ne înțelegem bine. Și o să luăm mesajul și să nu ne împiedicăm în ambalaj. Era a 17-a aniversare a familiei noastre, a căsătoriei noastre. Și eram pe malul oceanului, împreună cu cele 4 fiice ale noastre și cu soția. Am hotărât să petrecem un timp la ocean și după aceea să mergem împreună undeva într-un loc frumos, să servim masa și să sărbătorim a 17-a aniversare a căsătoriei noastre. Dar, atenție! În cea mai frumoasă zi din viață, fii pregătit că s-ar putea, dintr-o direcție sau din alta, să apară un nor cu o grindină așa de grea, sau să se întâmple ceva, care va încerca să-ți taie bucuria aceea și să-ți taie legătura cu Dumnezeu. Fii pregătit pentru orice. Da, fii pregătit pentru orice.
Și legătura cu Dumnezeu nu are de suferit, indiferent ce se întâmplă, aceasta este o cale liberă pe care nu poate nimeni să o întrerupă. Am mers în apă, cele trei fiice ale mele și cu mine. Toți patru suntem, zic eu, buni înotători. Și eu zic să fiu mai bun înotător decât fetele. Am fel de a mă odihni, de a nota, de a ști în care pot să stau foarte mult timp în apă. Și fetele erau bine instruite, de mici au fost la școală de not și știau foarte. Și ne aruncam cu capul pe suvale și ne aruncam cu apa, era caldă, era atât de frumos, atât de plăcut. La un moment dat, mă uit că în jurul meu apa s-a făcut oglindă. Oceanul nu este oglindă niciodată. El este tot timpul fragmentat. Deodată, apa în jurul nostru era oglindă. M-am speriat când am văzut așa ceva, n-am văzut niciodată. Și în clipa aceea m-am întors să văd ce se întâmplă. Când m-am rotit, mi-am dat seama că de fapt noi eram atât de departe de țări, încât acolo undeva departe era o femeie care se uita așa în direcția noastră. Și n-am știut până atunci, și nici atunci nu știam, în timp ce se întâmpla acest lucru, nu știam ce însemnează un rip current sau un rip tide. Nu știam că odată, la nu știu câți ani, se poate întâmpla sau la un secol, ca să vină niște curenți puternici din larg, să lovească țărmul și să se întoarcă amândoi, doi curenți se unesc acolo, se întorc în centru și cară cu ei absolut tot ce găsesc în calea lor, cum te-ar lua Dunărea și te-ar duce departe. Și în câteva minute s-a întâmplat lucrul acesta. În câteva minute scurte. Nu-mi imaginez cum s-a putut așa ceva, dar asta a fost. Și ne-am trezit acolo. Una dintre fiicele mele era mai în spate, noi eram mai în față, am vorbit cu fetele, zic, opriți-vă că suntem foarte departe. Fetele s-au întors înotând. Cealaltă, Vicky nu ne-a auzit ce am vorbit între noi și noi încercam să înotăm contra curentului și pe aia o vedem că trece pe lângă noi. Și am strigat, oprește-te, Vicky, nu pot, a zis, nu pot, ce este? Atunci mi-am dat seama că eram duși de fapt toți. Am lăsat fetele cele trei unde mă notau acolo, m-am întins imediat și am notat până la Vicky, am ajutat-o să vină înapoi. Și am venit acolo și îl notam într-un cerc al morții. Tu patru. Nu știu dacă am să pot să descriu, dar n-am să încerc, poate. Ce poate simți un părinte care poate să trăiască în prezența a trei copii pe care îi vede pierind și nu are nicio putere să-i ajute? Nu pot să descriu. Domnul să ajute, dacă cuiva îi trebuie să înțeleagă așa ceva, Dumnezeu să dea înțelegere. Ce poate să simtă o inimă de ființă omenească trăind această experiență? Și în timp ce notam în cerc acolo, una dintre fiicele mele, Elena, a spus, tati, nu mai poți să not. Și ei am spus foarte calm și liniștit, mai poți. Imediat după ea, a vorbit Vicky și Vicky a spus, tati, nici nu poți să mai not. Și am spus, mai poți. Mi se părea că este sfârșitul. Ce mai putea fi decât acest lucru? Dar, așa cum a zis marele Shahis Murphy, one more move, mai este o mutare de făcut. Stai, mai e o mutare de făcut. Și atunci, cum spune cântarea engleză, just a little talk with Jesus, mai e o mutare de făcut. Și am făcut această mutare. Am vorbit cu Domnul. Cum aș vorbi cu dumneavoastră acum, sau cum vorbesc cu un foarte apropiat și bun prieten al meu, cu propriul meu suflet? Am vorbit față către față, inimă către inimă și am spus aceste cuvinte. Doamne Iisuse, te rog, scapă fetele mele, iar eu voi rămâne aici. Nu cer nimic pentru mine, doar pentru ele. În clipa următoare s-a petrecut minunea. Toate fetele lumii au ascultat rugăciunea, pentru că rugăciunea eu am rostit-o în inima mea, eu n-am rostit cu voce tare rugăciunea. M-am îndreptat gândul și am spus cuvintele acestea Domnului, dar aceste cuvinte le-am spus. În clipa următoare, cele trei fete ale mele s-au întors și au pornit înotând contra curentului aceluia, țipând, tati, 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 până când nu le-am mai văzut. Deja mai strățări, erau valuri și nu le-am mai văzut. Ele au rămas acolo. Am rămas acolo fără să mă pot mișca, fără să pot înota măcar 3 metri în direcția aceea.
Câteodată a fost seara un documentar la televiziune, a arătat ce s-a întâmplat acolo la Newport Beach, unde a murit un înotător profesionist din Florida. A murit lângă noi acolo, logodnică, lui a fost pe țărm și l-a văzut murind acolo și n-a putut nimeni să scape. Salvamarii sărise fiecare în toate părțile să mai scape pe cineva, se apela la oricine știe să ajungă spre altul să scape, să sară și să scape. Băiatul unei surori de-a noastră a fost acolo, puțin mai departe de noi, a fost cărat până la nu știu unde și a fost adus de salvamarii înapoi. Și fetele noastre au ajuns la țărm, soția mea nu știa absolut nimic. Ea cânta liniștită cu cea micuță de mână și mergea pe plajă departe de noi, fără să viseze ce se întâmpla. Fetele au strigat, help, help, help. Nu are cine. În final, un salvamar iese cu cineva la țărm și fetele mele strigă și spun, tata este acolo. Și pe când eu înotam cu ultimele rezistențe, cu ultimele puteri, nu mai aveam putere să întind brațul, doar cu coatele mai rămâneam ușor apa, nu mai puteam să mai anchilozau mușchii și plângeam, nu că mor, am perceput moartea cum stătea lângă mine, în partea dreaptă undeva, am perceput, nu știu dacă e o persoană, nu cred că este o persoană, sau un înger specializat pentru tot ceva, nu-mi dau seama ce este. Dar am perceput că era în partea dreaptă, însă nici nu m-am uitat în direcția aceea. Nu m-a interesat de fel. În schimb, continuam să spun Domnului Hristos, și Tu ai stat de vorbă cu mine. Și Tu ai vorbit cu mine. Și Tu mi-ai ascultat mie rugăciunea. Tu ai scos pe fetele mele. Îmi curgeau lacrimi. Toată fața mea era plină de lacrimi și continuam să plâng. Știam că mai pot înnota câteva minute numai și de acolo urma să încheie. Dar nu. Nu mă interesa moartea. Eram atât de fericit încât chiar vroiam să închid ochii cumva în acea fericire extraordinară. Dar când eram în momentul acesta, m-am pomenit cu un salvamar răpăind în apă pe cutea lângă mine și de la mare distanță, așa de la 7-10 metri, mi-a aruncat o sfoară cu un plutitor pe deasupra apei și a picat chiar lângă mine. L-am luat și m-am urcat deasupra lui și i-am spus aceste cuvinte salvamarului. I-am spus, don't worry, I'm very calm. Pentru că ei se sperie, e normal, ei se protejează de cei care se neacă, pentru că întotdeauna aceștia devin violenți și pot să omoare, pot să facă mari greutăți. Și eu am spus lui aceste cuvinte. Don't worry, Corbin, I'm very calm. Și așa eram. Foarte calm eram. Eram plin de bucurie că Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și cu el, mă întreba de acolo, și știi ce se întâmplă aici? Și am spus, I don't know. Și n-am știut până când am văzut seara la televizor și până când am văzut ce se întâmplase, de fapt, pe o rază pe foarte mare de-a lungul plajei acelea. Am vrut să spun că acolo unde s-a părut că nu mai este nicio soluție, mai este una. Și aceea este ochii în sus la Dumnezeu. Ce pot să mai aștept de la un om nebun? Care merge prin păduri cu părul la penele vulturului crescut, cu mâinile ca ghearele, mâncând iarbă. Dacă cineva îl vede în pădure pe un astfel de om, ce speranță să mai aibă cineva de la un astfel de om? Mai are omul ăsta vreo mutare de făcut? Mare sau nu mare? Mare una. Care a fost? Dar să-mi spuneți cuvinte, să-mi spuneți pasajul biblic, să-mi spuneți termenul biblic. Care a fost mișcarea pe care mai avea de făcut? Și a făcut-o. Și-a ridicat ochii. Să mulțumesc, zice, am ridicat ochii în sus. Asta, mai erau mutare de făcut. Mai erau mutare de făcut. Și dacă nu mai poți vorbi, și dacă nu mai poți face nimic, ridicăm ochii în sus. Mai este o mutare de făcut. Și Dumnezeu să ne ajute să nu încheiem vreodată lupta. Și să nu cedăm vreodată în viața noastră înainte de a mai face această mutare, care este, de fapt, soluția finală. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.